Băiatul meu are 12 ani și este pasionat de fotbal și ca majoritatea băieților de vârsta lui își doreau o consolă video. Noi, ca părinți, ne-am gândit hai să-i deplinim visul și mai ales că venea ziua lui și ne-am cumpărat această consolă. Noi eram la lucru, veneam târziu, el la antrenament, școală, după care juca. Când a venit vacanța de iarnă, am început să vedem schimbări în comportamentul lui. Îl chemam la masă, el spunea că nu-i foame, nu vrea să iasă din cameră. Am mai observat că se culca foarte târziu. Când îi reproșam acest lucru, el spunea că e vacanță și poate să-și permită să stea până mai târziu, că așa el se relaxează. Avea dureri de picioare din cauza că stătea foarte mult pe scaun. Dar el normal nu recunoștea asta. Ochii erau permanent roșii, era palid și dimineața, normal, foarte greu se trezea. Ne-am alertat când am început să observăm că, de fapt, de pe cardul bancar ne lipsesc bani. Poate a fost și vina noastră, că noi la început i-am permis să cumpere niște jocuri, dar era vorba de niște sume foarte mici, niște sume simbolice. Organizația Mondială a Sănătății a introdus dependența de jocurile video ca boală psihică. Numărul persoanelor care accesează jocurile, numărul persoanelor care apelează la specialiști pentru intervenție este unul în creștere. Părinții să urmărească un pic comportamentul pe care îl au. Impulsivitate, agresivitate, voce ridicată, refuz de a comunica, refuz de a coopera, refuzul de a se implica într-o activitate chiar dacă îi plăcea, nu vrea să-și asume niciun fel de responsabilitate, tulburări de alimentație, putem să observăm creșterea sau scăderea în greutate, pentru că este cel mâncat compulsiv, este mâncatul în fața calculatorului, care iarăși mâncăm pe fond emoțional, tulburări de somn, copilul s-ar putea să se plângă că nu poate dormi noaptea sau noi vedem că are reușita școlară scăzută, iarăși din cauza că creierul nu reușește să se odihnească. Sunt care fură bani, sunt care spun minciuni, care au nevoie la școală de ceva ca să primească cei bani de la părinți, dar îi investește în altă parte. Împreună cu soțul am decis să interzicem categoric accesul la jocuri. Când i-am spus asta, el a reacționat foarte bolnăvicios. Plângea, ne implora să-i permitem că nu va juca mai mult de 20 de minute. După care el ne-a învinuit că suntem părinți răi, că limităm în drepturi. A fost o perioadă foarte dificilă, de fapt, pentru familia noastră. El plângea, stătea permanent cu plapuma peste cap, refuza să vorbească cu noi, refuza să mănânce și să iasă la plimbare sau undeva în oraș cu prietenii. Seara auzeam cum bătea cu pumnii în perete, cu picioarele în podea, era foarte nervos și permanent plângea. Părinții care, a căror copii încă nu sunt dependenți, dar preferă să joace, au acolo o oră pe zi sau două ore pe zi, aici noi putem să limităm timpul. Fie că o punem ca o recompensă la final de săptămână, în cazul în care eu îi spun foarte clar copilului care sunt așteptările. Ca bonus, sâmbătă sau duminică, decide tu. Da? Una dintre zile o să ai o oră ca să te joci. Pentru cei care deja sunt dependenți de ecrane, noi mergem pe calea de detoxifiere. Eu o să-l limitez de tot, da, pentru a reveni, a readuce creierul ăsta într-o stare normală. Când noi acceptăm copilul să-și folosească un ecran, calculatorul sau telefonul, pentru a-și pregăti temele, este bine ca noi să monitorizăm, ca într-adevăr el să-și caute informația pentru teme. Fiecare părinte, în momentul în care observă careva simptome, observă tulburări la nivel de comportament, să apeleze la un specialist. Asta ar fi psiholog, psihoterapeut, neurolog. Noi am înțeles că numai așa o să reușim să-l ajutăm ca să treacă peste emoțiile pe care le avea. Peste o săptămână el a început să vorbească. Serile stătea cu familia, povestea ce i s-a întâmplat peste zi, cum a fost antrenamentul, parcă era altă persoană. Cel mai important este să știm când intervenim în schimbările pe care ne dorim să le producem, pentru că una este să intervii până la vârsta de 14 ani și alta este după 15, deja este mult mai dificil. Pentru că comportamentul, agresivitatea, puterea pe care o are, deci s-ar putea părinții să nu facă față și atunci părintele pur și simplu cedează.